Haideți să vorbim imediat, vă dăm toate cele bună. Dar am vrut așa să vă cunosc personal. Capitanul echipei, ia schiva. Ok. Pentru noi și anume, încă o dată demonstrăm că noi, sectorul 3, suntem cei mai buni, nu? Așa că... am creat acest eveniment pentru a vă felicita încă o dată și pentru a învăța de la voi să fim campioni, să fim cei mai buni, nu doar în țară, ci și în afara țării. Și vă doresc mult succes. Aș vrea să vă felicit pe cei de la școala 149, atât directorul unității de învățământ, cât și antrenorul echipei. Bună ziua tuturor! În primul rând, actorii principali ne arată încă o dată că investițiile noastre, privind viitorul, trebuie să continue. Într-un sistem de educație subfinanțat, avem mare noroc cu administrația publică locală. De ce? Pentru că aici sunt taxele și impozitele dumneavoastră care se întorc prin copiii dumneavoastră către familiile dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, sunt mândru de colaborarea cu Primăria Sectorului 3 și avem aici un exemplu elocvent că această colaborare în binele copiilor devine benefică. Dați-mi voie să le mulțumesc fetelor, să le felicit pentru că au luptat cu dăruire și să vă spun că, într-adevăr, București este invidiat în ceea ce privește segmentul de educație, pentru că de la un timp se lucrează foarte organizat, foarte energic și rezultatele nu au întârziat să apară. Nu odată a fost evidențiată educația din București și, ca atare, rezultatul Bucureștiului vine în sprijinul afirmației mele. Este unul din multele rezultate cu care ne mândrim și pe care nu le-am putea obține fără implicarea fiecăruia dintre noi. Trebuie să-i mulțumim doamnei profesoare aici prezente și să sperăm că asemenea colegi avem în fiecare unitate de învățământ. Prima diplomă pentru doamna profesor Mitrache Iuliana. Andreea Mihăilă. Lavinia Branchi. Iasmina Dragomir. Andreea Ungurian. Andreea Trevistaru. Marinela Orogeanu. Claudia Macioi. Alexandra Costa. Alexandra Miclea și Elena Dumitru. Sinceră să fiu, vă spun că astăzi, abia acum, ne considerăm campioane, că într-adevăr cineva ne-a felicitat și pe noi. Într-adevăr, au avut încredere în noi, ne-au ajutat și cu aceste echipamente frumoase pe care le poartă și fetele și pe care le port și eu.
Sunt foarte mândră de școala noastră, sunt foarte mândră de elevele pe care le avem și elevii pe care îi avem în școală, de doamnele directoare și de toți colegii de la toate cadrele didactice și cadrele auxiliare din școală. Suntem ca o familie, iar fetele au fost minunate. Vreau să vă spun că a fost o competiție foarte grea. Avem părinții aici alături care ne-au susținut și ei știu ce am simțit noi acolo. Toată țara este împotriva Bucureștiului, vă spun de pe acum. Nu vreți să știți că ne huiduiau, ne fluierau, de la primul meci, nici măcar nu ne luau în seamă. Deci toți au pornit de pe poziția că o să vadă Bucureștiul. Noi am fost modeste, nu am spus absolut nimic despre nimeni, din contră spuneam că ne este frică de toate echipele de acolo și până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul acestor fete minunate, am câștigat.